Știți când ar trebui să mergeți la medicul ortodont? Astăzi la Sănătate cu Prioritate aflați ce fel de probleme dentare pot fi corectate de medicul ortodont, care sunt riscurile nediagnosticării și netratării problemelor ortodontice, dacă este nevoie de colaborare între medicul dentist și ortodont pentru un rezultat medical eficient și de durată. La toate aceste întrebări ne răspunde astăzi dr. Anca Oltean, medic primar ortodonție și ortopedie dentofacială, este alături de noi prin Skype de data aceasta. Bine v-am regăsit, doamna doctor, mă bucur că sunteți alături de noi. Și eu mă bucur să vă regăsesc. Se vorbește, știm că de cele mai multe ori copiii sunt duși la medicul ortodont pentru că e nevoie să aliniem dantura, am învățat și noi lucrurile acestea, însă doar copiii trebuie să ajungă la medicul ortodont sau și adulții? Este o notă și pentru adulți, chiar dacă au trecut de perioada aceea de copilărie, când ar fi putut să facă anumite ajustări și ei au nevoie să meargă la medicul ortodont? Da, adesea și adulții au nevoie de tratament ortodontic, fie că există o anomalie dentomaxilară care nu a fost corectată în copilărie, fie că sunt anumite probleme care pot apărea pe parcursul vieții. Fie după extracții dentare neprotezate sau alte probleme articulare care pot fi tratate prin, cu aparate ortodontice. De ce ar trebui să vizităm și medicul ortodont, nu doar medicul stomatolog? Pentru că cei mai mulți mergem să ne rezolvăm cariile, pentru că ne doare, să extragem o măsea, să rezolvăm măseaua de minte, însă de ce să mergem mai departe? Ei, aici e o mică problemă pe care aș vrea să o corectez un pic. E foarte bine să mergem la medicul stomatolog nu atunci când observăm că avem o carie sau că ne doare o carie, că de multe ori pacienții se prezintă la cabinetul stomatologic atunci când îi doare ceva. Ei, e bine să avem controle regulate, cel puțin o dată pe an, un control anual, ca să prevenim apariția durerilor și să putem să tratăm cariile atunci când ele sunt în fază simplă, da? Astfel încât prevenim nu atât apariția durerilor, cât și pierderea posibilă a dinților. Deci e foarte bine ca să avem oarecum o profilaxie, prezentându-ne odată pe an la un control stomatologic de rutină. Este adevărat că și adulții au nevoie de tratament ortodontic, nu numai copiii. Și sunt destul de multe situațiile în care adulții au nevoie de tratament ortodontic. Și atunci când poate apărea, când o boală parodontală, aceasta necesită și tratament ortodontic pe lângă tratamentul bolii de fond. Deci sunt situații și situații. Dacă ar fi să spunem un moment ideal, adică medicul ortodont să ne spună care este momentul ideal în care și-ar dori ca un pacient să ajungă la cabinetul său, care ar fi momentul acela? Mă gândesc că undeva în copilărie, dar când anume? În copilărie sau în adolescență. Depinde de situație. Acum sunt copii. Cel mai bine este să fie făcut un consult ortodontic în jurul vârstei de 6-7 ani. Și dacă medicul consideră că este oportun să intervină atunci tratamentul se poate începe sau uneori e posibil să mai amânăm tratamentul până când se schimbă o parte din dinți. Deci, până se înlocuiesc o parte dintre dinții de lapte cu cei permanenți. Sau erupția completă în jurul vârstei de 12-13 ani. Deci, este oportun ca prima vizită la medicul ortodont să fie făcută în jurul vârstei de 6-7 ani. Mă gândesc acum la problemele pe care le-ar putea rezolva medicul ortodont. Dacă ați putea să faceți
o clasificare a problemelor care se pot rezolva într-un astfel de cabinet. Mă uit și la titulatura dumneavoastră, ortopedie dentofacială. Mă gândesc că poate ne puteți spune ceva și despre asta. Adică ce probleme se pot rezolva la un cabinet al medicului ortodont? Pe lângă problemele de aliniere dentară pe care le solicită de obicei, fie părinții, fie dacă vin cu copiii sau adulții, evident că sunt și alte probleme, unele de natură funcțională, probleme de masticație, probleme de respirație, probleme de vorbire, pentru că noi articulăm cu dinții, articulăm sunetele și atunci dacă incisivii nu se ating, apare sigmatismul sau săsâiala, ca să zic așa. Deci poate aceste probleme pot fi corectate cu tratament ortodontic, deci mă refer la problemele funcționale, masticație, deglutiție și vorbire. Și evident, mai spre perioada adultă, dacă apar probleme articulare în articulațiile temporomandibulare sau apar probleme parodontale care necesită tratamente combinate de cele mai multe ori, pot fi tratate și aceste probleme. Deci ortodonția este de fapt un tratament complex care nu vizează numai alinierea dinților, ci și modul în care dinții mușcă, articulează, respectiv ocluzia dentară, mușcătura dentară, modul în care noi vorbim, da? Pot fi corectate probleme, deficite de vorbire, deglutiția și fonația. Mă gândesc că pe lângă aspectul pe care îl primim, un aspect frumos, un zâmbet frumos, pe lângă toate acestea, ni se îmbunătățește și starea de spirit. Suntem mai fericiți, avem încredere în noi, în forțele proprii, după un astfel de tratament atent aplicat de medicul ortodont. Da, aspectul estetic este un aspect foarte important, un obiectiv foarte important al tratamentului ortodontic, pentru că plasarea incisivilor într-un cadru, într-un alt plan, poate schimba complet fizionomia și aspectul dinților în cadrul feței. Și atunci, normal că în momentul în care se schimbă acest lucru, evident că și pacientul are un alt aspect facial și se bucură de o altă fizionomie, se îmbunătățește și profilul, e adevărat, deci se schimbă un pic și profilul facial și pacientul se bucură de o altă încredere în sine, ca să zic așa. Zâmbește mult mai ușor, nu-și mai ascunde dinții, este o altă încredere, capătă o altă încredere în sine. Mă gândeam și la felul în care putem să, nu știu, la riscurile care pot exista, riscurile nediagnosticării sau netratării problemelor ortodontice. Există astfel de riscuri și care ar fi acestea? Sunt foarte multe anomalii care predispun către apariția bolii parodontale la o vârstă adultă. De exemplu, anumite tipuri de ocluzii adânci, mușcătura foarte adâncă, în care incisivii inferiori articulează mult în spatele incisivilor superiori și, practic, pot leza direct gingia din spatele acestora. Este vorba de așa numitele compresii de maxilar pe care noi le tratăm ortodontic. Deci dacă ele nu sunt tratate la timp și spre vârsta adultă se mai suprapune și factorul inflamator, se mai pierd și câțiva molari din zonele laterale pentru că nu au fost tratați la timp, atunci boala parodontală poate să debuteze și să apară probleme destul de mari.
Deci, din acest punct de vedere, tratamentul ortodontic condus corect în copilărie poate să ne pune la adăpost, ca să zic așa, de anumite complicații care țin în special de boală ortodontală. Cum poate colabora sau cum colaborează de fapt medicul ortodont cu medicul stomatolog? Există o astfel de colaborare și în ce fel se realizează de fapt? Cu siguranță noi colaborăm cu medicii stomatologi și nu numai, și cu medicii chirurgi, implantologi, dar în special cu medicii stomatologi, pentru că ei sunt primii care examinează fie copilul, fie adultul, și atunci pot să observe cu ușurință dacă există probleme de ocluzie care îi impun un tratament ortodontic și evident că îi trimit la medicul ortodont. În cazul pacienților adulți, tratamentele acestea sunt conduse în echipă, atât de medicul stomatolog, cât și de medicul ortodont, iar dacă este cazul, intervine aici și medicul parodontolog sau chirurgul. De multe ori, de cele mai multe ori, tratamentele la vârsta adultă sunt tratamente combinate. Pentru că după ce se aliniază dinții și se corectează planul de ocluzie, evident, se impune tratamentul protetic pentru restaurarea anumitor dinți care lipsesc sau un tratament chirurgical în funcție de situația clinică. Dacă e să vorbim despre tehnici noi, instrumente noi pe care le folosește un medic ortodont ca să poată îmbunătăți un zâmbet, care este tehnica, nu știu, modernă, de ultimă oră, de astăzi în România? Puteți să ne spuneți câteva lucruri despre acestea? Da, sunt foarte multe tipuri de aparate care apar și sunt îmbunătățite an de an, foarte multe tehnici prin care noi putem să evităm efectuarea unor extracții dentare ale unor premolari, în special în zonele laterale, pe care până nu de mult le efectuam destul de frecvent, și atunci de multe ori tratamentul este etapizat. Pentru că într-o primă etapă noi deplasăm către partea posterioară dinții din zonele laterale, astfel încât să creăm spațiu în zona anterioară pentru alinierea incisivilor, și ulterior, în etapa a doua de tratament, să intervenim cu aparate mult mai simple, care pot fi purtate mult mai ușor pentru definitivarea ocluziei. Și aici mă refer, depinde, adulții acceptă mult mai ușor aparatele invizibile, care pot fi colate fie în spatele dinților, cum sunt aparatele linguale, fie este vorba de aceste linere sau aliniatoare dentare. Sunt gutiere transparente care se schimbă odată la 7-10 zile și care permit în practic un tratament fără să aplicăm brecheți pe dinți. Deci doar gutiere dentare. Asta în funcție de cum dorește pacientul sau este recomandată de medic în funcție de, nu știu, de patologie, de forma dinților? Da, e în funcție de cum dorește pacientul. Evident că sunt anumite cazuri în care medicul nu poate aplica ceea ce dorește pacientul, însă de multe, cele mai multe ori, pacientul vine și își alege singur aparatul pe care îl vrea. Evident că medicul îi dă mai multe soluții, ca să zic așa, mai multe tipuri de aparate, prin care pacientul își alege un anumit tip pe care îl consideră că l-ar putea purta mai ușor. Toate sunt eficiente, dar diferențele care sunt
de timp durează mai mult, de exemplu, aparatul de tip gutieră îndreaptă dinții mai repede sau mai greu? Evident că aparatele fixe au un succes, adică ca și durată, merg un pic mai repede pentru că sunt colate pe dinți și nu mai depind de conștiinciozitatea purtării de către pacient. Însă și gutierele dentare, dacă sunt purtate în mod conștiincios, atunci rezultatele se văd și se văd destul de repede. Avantajul gutierelor este că pot fi scoase în timpul mesei și atunci pacientul poate să mănânce mai liniștit. Și igiena probabil că se realizează mult mai ușor. Da. Însă și cu aparatele fixe se poate mânca foarte bine. Evident că există niște restricții alimentare. Toate alimentele crocante, dure, trebuie să fie evitate pe parcursul tratamentului ortodontic. Însă toate tipurile de aparate își fac treaba atâta vreme cât sunt respectate anumite reguli de purtare, anumite reguli de igienă, pentru că și în cazul gutierelor dentare există restricții alimentare, există reguli legate de o igienă cât mai bună, ca să poată fi atinse scopurile tratamentului ortodont. Suntem aproape de finalul interviului și aș vrea să vă rog să le spuneți telespectatorilor noștri, să le oferiți un sfat sau mai multe în legătură cu momentul în care aceștia caută un medic ortodont potrivit pentru a le îngriji dinții și a-i corecta. Există anumite lucruri, aspecte de care ar trebui să țină cont atunci când își aleg medicul ortodont? Dacă vă referiți la copii, să știți că trebuie să fie așa o chimie între medicul ortodont și pacientul copil sau chiar pacientul adult. Deci atunci când, chiar de la prima consultație, există o înțelegere cumva pe toate planurile între cei doi, pentru că la urma urmei, pe tot parcursul tratamentului se creează o echipă între pacient și medicul ortodont. Și trebuie să existe o înțelegere ca să poată să fie atinse în totalitate toate obiectivele tratamentului ortodontic. Este un parteneriat cumva de 2 ani, să zicem, în general. Da. Este un tratament care durează mai mult în timp, da? Pe parcursul la un an, 2 sau poate chiar 3 câteodată. Sunt tratamente care se combină și cu chirurgia ortognată. Și atunci criteriul cel mai important este ca să existe o înțelegere pe toate planurile între pacient și medicul ortodont. Sunt de acord cu acest sfat pe care l-ați avut, pentru că și eu am trecut printr-un astfel de proces și mi-a fost foarte bine să pot colabora cu medicul ortodont foarte bine. Am realizat interviul acesta cu mare plăcere, așa că văd că și parteneriatul nostru de aceste 20 de minute a funcționat foarte bine. Vă mulțumesc pentru toate aceste informații și vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră de a așeza zâmbetele frumos pe chipul oamenilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Numai bine! Seara frumoasă!